chiar dacă este cunoscut sub denumirea de laserul de la Măgurele, este un sistem. Nu este o singură componentă, sunt mii de componente destul de sofisticate, a implicat foarte multă cercetare, dezvoltare. Este prima dată în lume când se realizează un astfel de sistem și servește la, într-un cuvânt sau pe scurt, concentrează într-un fascicol o intensitate luminoasă ieșită din comun. Uh-huh. 10 petavați înseamnă 10 milioane de miliarde de vați. Vați, știți, becuri de 50-100 de vați, astea sunt milioane de miliarde și cred că cea mai plastică comparație este 10 petavați înseamnă a 10-a parte din întreaga putere a soarelui pe pământ. Concentrată, adică foarte mult. Concentrată într-o rază de lumină. Și apoi această rază este concentrată pe o suprafață extrem de mică, de nivelul unui milimetru pătrat, astfel încât materia este supusă unor condiții extreme. Condiții care nu există pe pământ, nici în laborator, nici în natură. Cercetătorii, oameni de știință, presupun că există așa ceva în univers și că lumina, forța generată de lumină, este cauza unor efecte care se observă în univers. Uh-huh. Deci ideea este să vedem fenomenele noi care apar când materia este supusă unor condiții atât de extreme, să le înțelegem, probabil că vor fi legi noi care vor trebui deslușite și clarificate, iar scopul apoi este de a încerca să deslușim unele din tainele Universului. Efectul cel mai important unui astfel de laser, de fapt, este să schimbe modul în care noi accelerăm, noi, vorbesc de lumea științifică în ultimii, să zicem, 80 de ani, cum se accelerează particolele. Toate acceleratoarele de particole implică generarea unei forțe asupra particolelor încărcate electric, particolele ce constituie materia, electron, protoni, ioni, se imprimă această forță prin magneți. Uh-huh. Electromagneți. Deci uh-huh. câmp de electromagnetic generat de electromagneți și se aplică o forță asupra particolelor și le mărește, le imprimă o viteză, o energie. Acești acceleratori au devenit din ce în ce mai mari, pentru că omenirea vrea energie din ce în ce mai mari. Am ajuns ca la extrema cunoscută este la CERN, unde sunt particulele cele mai energetice produse pe suprafața Pământului și acceleratorul are 27 de kilometri. Uh-huh. Acceleratoarele care sunt de energie mai mici, sigur, sunt mai scurte, să spun așa, dar tot sunt de zeci de metri. Uh-huh. Vorbesc de acceleratoarele care se aplică în tratamente medicale, de exemplu, și o să revin la acel. În costul astfel, unor astfel de instalații, aproape jumătate din bani nu se pun în tehnologie, ci se pun în betoane. Pentru că particule nucleare accelerate generează radiații nucleare. Uh-huh. Nu poți să perturb mediul sau să afectezi persoanele, deci mediul, nu ai voie conform legii și nici nu dorim acel lucru, să afectăm câmpul de radiație existent. Există un câmp existent, câmp de radiație nucleare cosmice, cu care toate organismele de pe suprafața Pământului s-au obișnuit, dar când se depășește acel nivel, apar probleme. Și atunci noi, cei care se lucrează în fizică nucleară și în tehnologie nucleară nu au voie să perturbe acest mediu în niciun fel. Uh-huh. De aici și cerințele de radioprotecție. Radioprotecție înseamnă să faci pereți de betoane,
de metri grosime și vă dați seama un tunel de 27 de kilometri ce câte betoane implică, astfel încât nimic să nu fie perturbat în exterior. Ideea este că laserii pot produce un câmp electromagnetic enorm, mult mai mare decât îl producă electromagneții, prin faptul că lumina este purtătoarea acestui câmp electromagnetic. Deci se imprimă o forță asupra particulelor care acționează pe distanțe infime. Deci vorbim de microni și nu de zeci de kilometri. În momentul acela, dacă se pun la punct astfel de acceleratoare, sigur că și protecția radiologică care implică betoane va fi de dimensiune, respectiv, în loc de kilometri, va fi de metri. Deci costurile se vor reduce enorm. Deci se schimbă ideea care, cu care se accelerează particulele de la descoperirea primului accelerator în urmă cu 70-80 de ani. În plus de asta, calitatea acestor, apropo de energie, la CERN, energia, dacă pentru cei cunoscători, este de 7 teraelectronvolți. În radiația cosmică s-a detectat energii de 4-5 ori mai mari. Unde în univers credeți că există un accelerator de sute de kilometri? Okay. E clar că mecanismul probabil este cel care cercetătorii îl presupun că e generat de lumină. De aici și curiozitatea să punem să fie într-un laborator concentrat atât de mare de lumină, astfel încât să putem genera particule de energie mare. Spuneați că există, adică trebuie foarte bine izolat un accelerator de particule care oricum are o energie foarte mare, dar laserul cum trebuie izolat, astfel încât, deci, că spuneați că e mult mai mare lumina, cum ar trebui ca să nu perturbe mediul înconjurător? Deci clădirea care a fost prima etapă de implementare a proiectului, să facem casa care să găzduiască aceste echipamente, este prin ea însă și o realizare tehnică deosebită. Să încep cu cei mai ușor, da? Adică stabilitate în presiune. De fapt, în interior e presiune mai mică decât în exterior, astfel încât atunci când deschidem ușa, aerul posibil contaminat să nu iasă și să fie numai aer care intră. Aerul din interior este filtrat, măsurat, numai după aceea este eliberat în atmosferă. Este stabilitate în temperatură, stabilitate deosebită, până la o jumătate de grad. Nu ar voie să varieze temperatura în interior, pentru că altfel perturbă echipamentul. În umiditate, iarăși, până la 10%. Există o protecție radiologică, m-ați întrebat de protecție radiologică, experimentele se desfășoară în camere care, sigur, unele au dimensiunea unei camere obișnuite ca asta, altele sunt de câteva sute de metri pătrați, toate au protecție radiologică totală, deci ziduri groase de 2 metri de beton, inclusiv ușile, astfel încât în momentul când facem experimente să nu scape nicio radiație nucleară în exterior. De asemenea, este protecție la câmp electromagnetic. Pentru că acel câmp electromagnetic care acționează asupra particulelor să le imprime o energie, sigur se propagă în tot spațiul. Și în momentul când se întâmplă experiment, se pot arde toate circuitele electronice, se ard toate circuitele electronice din jur. Nu știm exact până unde se propagă, nu știu dacă până aici la sediu Hot News, pe 10 km, însă va fi un câmp atât de puternic care e periculos. Sigur, numai că ni s-ar telefoane și e suficient de periculos. Și atunci fiecare cameră de experiment este o cușcă Faraday. Asta toată lumea își amintește din școală, o rețea metalică în pereți, astfel încât să fie confinat, să fie ținut acel câmp electromagnetic, să nu scape în exterior. Vorbeați de condiții. O altă condiție extraordinar de necesară și a fost condiții care au fost puse încă de la potențialii furnizori și de la cercetători,
a fost să fie extrem de stabil împotriva vibrațiilor. Așa cum spuneam, nu este o piesă, deci acest laser nu e ca un pointer sau ca un laser de discotecă. Sunt mii de componente în care lumina pleacă ca un fascicol obișnuit, se pompează din ce în ce mai multă lumină în acel fascicol până ajunge la a 10-a parte din puterea soarelui. Dacă ar varia vibrația de la un cap la altul al camerei, care are 2000 și ceva de metri pătrați, nu s-ar mai produce, nu s-ar mai putea amplifica aceeași rază de lumină. Și condiția este ca platforma pe care se află acest sistem, în momentul când se produc vibrații exterioare, să nu vibreze un colț față de cealaltă cu mai mult de un micron. Uh-huh. Un fir de păr are 10 microni. Uh-huh. Deci, condiția impusă este extraordinar de mare. Și de aceea, toată platforma, care din beton, că trebuie radioprotecție, are suta de mii de tone de beton, stă pe un sistem de mii, sute de arcuri și amortizoare. Astfel încât atunci când există o vibrație din exterior, să fie preluată de platformă în același mod. E sistemul de la mașină, dacă vreți. Da? Chiar dacă o roată suferă un șoc, mașina preia cu totul acea vibrație. Da, în cazul unui cutremur, știm că România e într-o zonă de risc seismic și București la fel. Ce se deci clădirea este construită până la gradul 8, ca așa sunt cerințele pentru clădiri speciale, iar pericolul să fie afectată instalația nu există, pentru că vibrația, chiar dacă vine nu vine de la un camion sau nu vine de la mersul nostru pe coridoare și vine un șoc extern de genul cutremurului, e preluat de acest șoc, e preluat de sistemul de arcuri și amortizoare, nu e același fel. Uh-huh. Deci toată platforma se deplasează în același fel, când ce este pe platformă nu se perturbă. Noi trebuie să ne recrutăm în cercetători în aceste condiții în care domeniul e nou, concurența e mare și sigur, punem condiția să fie din domeniul laserul sau fizicii nucleare. Dar una dintre calitățile cele mai mari care trebuie să le aibă este în anii care au lucrat până acum ca cercetători. Fie că au fost studenți la doctorat și sunt proaspeți absolvenți, fie că sunt cercetători la să zicem, vârful carierei lor științifice, fie că sunt spre final, unii au spre 60 de ani care au venit aici. Le cerem să vedem densitatea sau productivitatea muncilor. Dacă în ce au făcut, au fost productivi. Adică dacă au descoperit ceva sau dacă au făcut lucrări științifice, dacă au rezultate, exact. Uh-huh. Și dacă au lucrează până acum sau dacă sunt dispuși să schimbe domeniul de activitate în cea știința care se face la ELI. Pentru că nu se face orice știință, nici măcar nu orice fizică. La ELI este centru dedicat folosirii laserelor de mare putere în fizică nucleară. Sigur că între laser care produce și fizică nucleară rezultant sunt niște lucruri intermediare, de exemplu plasmă. Uh-huh. Se creează o plasmă specială în momentul când interacționează lumina cu materia, deși fizica plasmei este un domeniu. Fizica materialelor datorită aplicațiilor. Biofizică. Deci există un spectru foarte larg de specialități care ne-ar interesa. Uh-huh. Însă trebuie să fie în aceste, să aibă o experiență în spate în aceste direcții. Cum au mers angajările? Aici este avem și noi o problemă mare care se rezolvă mult prea încet. Pentru români, sigur că din cei 200, cam o treime sunt români din România. Unii sunt proaspeți absolvenți sau doctori în știință recent sau postdoctoral, alții sunt cercetători consacrați cu asemenea preocupări de la universități sau alte institute. O altă treime sunt români care s-au întors, uh-huh, din diverse stadii ale
carierei lor academice, alții și-au terminat doctoratul sau postdoctoratul, alții sunt, au venit de pe poziții de cercetători deja consacrați sau ingineri de la mari firme, avem ingineri de la mari firme din vest care s-au întors, din Marea Britanie, din Statele Unite, din Canada, și o treime sunt străini de România, ca să zic. E prima dată când au venit în România. Mm-hmm. Avem oameni care au venit din 27 de țări ale lumii. Deci o gamă foarte largă. Dacă pentru cei care provin în Uniunea Europeană există niște reguli mai ușoare, deci putem face recunoaștere de diplome mult mai ușor, pentru ceilalți este chin. Este chin, durează foarte mult, pentru că trebuie să începem cu recunoașterea diplomelor de bacalaureat, de licență, de masterat, de doctorat.